Sfârșit tragic pentru un bărbat în vârstă de 74 de ani, care la finalul lunii octombrie a plecat din localitatea Văleni spre fratele său, ce se afla într-un sat din apropiere. De atunci, familia nu a mai știut nimic de el, iar autoritățile l-au căutat fără succes. Însă ieri, zeci de polițiști, jandarmi, pădurari, salvamontiști și localnici voluntari au scotocit zona estică a munților Metaliferi, iar bărbatul a fost găsit decedat într-o vale. Bărbatul, în vârstă de 74 de ani, plecat voluntar de la domiciliu, a fost găsit decedat de către echipele de polițiști împreună cu colegi din cadrul jandarmeriei, inspectoratului pentru situații de urgență și cu salvamontiști, într-o zonă din județul Alba, pe raza comunei Ceru Băcăinț, o zonă greu accesibilă. Cadavrul bărbatului a fost preluat de către medici legiști în vederea efectuării necropsiei și a stabilirii cauzei morții. Din primele cercetări, nu sunt indicii cu privire la comiterea vreunei fapte de natură penală, însă cu privire la acest aspect se vor pronunța polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Alba. La operațiunea de salvare au participat și salvamontiștii din județul Hunedoara. Am fost solicitat de către poliția din Orăștie în vederea sprijinirii în căutarea unui bărbat plecat pe data de 30 din Orăștie, satul Văleni. Se presupunea că ar fi plecat la fratele lui într-un sat din apropiere. Au căutat toată ziua și înspre seară, aproape la lăsarea țării, au decis să abordeze încă o vale în căutare și chiar l-au și găsit în zona respectivă. L-au găsit, bineînțeles, decedat într-o stare avansată de descompunere. Era total în altă parte decât se presupunea că a plecat. Undeva deja trecuse în județul Alba, vorbim acum de județul Alba, ceea ce a făcut și predarea lui către medicina legală destul de anevoiată. Nu se știe exact dacă a plecat, așa ziceau aparținătorii, plecase spre fratele lui, însă fratele lui era cu totuși cu tot o altă direcție. S-a pierdut, nu știm cauzele decesului, o să afle familia cu siguranță de la cei de la medicina legală.